Am cunoscut în campania Alege Țara de fapte zeci de conaționali care fac România puțin mai bună, puțin mai frumoasă, puțin mai bogată. Medici, profesori, antreprenori și voluntari care fac o diferență în comunitatea lor. Oameni care nu se împiedică de limite, mentalități sau birocrație. Ei ne inspiră să visăm la o țară mai ceva ca afară. Astăzi cunoaștem câțiva tineri care au schimbat fața cartierelor din Timișoara și care ne promit ceva. Noua generație este gata să transforme România. Un peisaj familiar acesta pentru oricine a copilărit la bloc, printre ziduri gri și străduțe unde crezi că nimic nu te mai poate surprinde. Însă cartierul în care ne aflăm acum are ceva în plus. Bună dimineața, eu sunt Aruz din Armenia. Aruz din Armenia și Katia din Belarus sunt doar două dintre surprizele de aici. Le-am găsit într-una dintre vechile centrale abandonate care urățesc orice cartier. Un loc pe care ele le-au înfrumusețat, alături de alți 100 de tineri voluntari, români și străini. Și-au dat mâna să facă o schimbare. Împreună au transformat în Timișoara 5 foste puncte termice, în 5 centre culturale unde comunitatea se adună, pictează, cântă, învață sau pur și simplu se relaxează. What we are doing here, everything is free. The place is free, all the activities are free, and wherever we are giving them, everything is free. Astăzi facem desen arhitectural, deci desenăm clădiri din Unirii. De exemplu, aici Bianca face o clădire superbă. La 14 ani, Bianca a descoperit aici lucruri pe care școala românească rar le oferă copiilor de vârsta ei, precum bucuria de a face voluntariat și curajul de a visa la o schimbare. Cum vezi tu țara noastră, una mai bună, o Românie a faptelor bune până la urmă? O Românie mai informată, copii informați, dar și adulți informați, profesori care să știe să gestioneze pasiunile copiilor, să știe să-i direcționeze spre lucruri frumoase. We're building the community around here. We're trying to help them to build themselves. Care este cuvântul tău preferat în română? Minunat. Lucruri minunate s-au întâmplat cu tot cartierul, de când tineri din toată lumea au apărut în comunitate să facă voluntariat. Mihai Vâlcea, coordonatorul proiectului, a fost martorul schimbării de mentalitate. Exact la 2 metri de centru avem un bloc de locuințe din perioada comunistă. În prima săptămână în care voluntarii au venit și au început să pregătească lucrurile, vecinii au fost foarte impacientați că ce caută tinerii aici, că mai bine ne dă primăria un spațiu în afara orașului. Au ajuns ca după 3-4 săptămâni să-i cheme în casă, să le gătească și chiar să plângă în momentul în care proiectul s-a terminat cu amenajarea și tinerii au trebuit să plece înapoi în țările lor. La fel s-a întâmplat și când voluntarii au adunat gunoaiele din fața blocurilor, o dată, de două ori, până când vecinii au încetat să le mai arunce acolo. Ba chiar au început să doneze mobilier și să dea și ei o mână de ajutor. Puterea exemplului se vede, așa că voluntarii vor să deschidă în toate cele 20 de cartiere ale Timișoarei astfel de centre cu bani de la Comisia Europeană și, de ce nu, în toată România. Ar trebui să fim mai deschiși și să ne implicăm mai mult, mult mai mult și să nu lăsăm totul pentru politicieni, pentru că e nevoie și de noi. Tinerii de aici au inspirat și guverne de afară și alte comunități de la noi, semn că educația poate începe de la scara blocului și că o nouă generație transformă România într-o țară de fapte. Tinerii nu sunt doar acei oameni care merg la chefuri și în cluburi. Tinerii creează lucruri, dezvoltă lucruri și sunt dornici să dezvolte comunitatea.